În a doua jumătate a lunii noiembrie, Camera de Comerț și Industrie Maramureș pregătește un seminar hibrid pe probleme legate de legislația muncii. Doritorii pot participa atât fizic la acțiune, cât și online. Face parte din deja foarte cunoscuta cafenea oamenilor de afaceri. E vorba de sesiuni de informare și instruire a mediului de afaceri pe probleme de actualitate, pe probleme de legislație din diferite domenii cu tangență asupra mediului de business. De data asta, așa cum spuneam, e vorba despre legislația muncii. Astfel de informări referitoare la normele legislative sunt extrem de solicitate de către mediul de afaceri din județ. Ele se adresează în special angajaților din societățile comerciale care se ocupă de segmentul de securitate în muncă. Pe lângă participarea fizică, care e permisă, nu e așa, deja de o bună bucată de vreme, cei care vor dori vor putea să participe și în sistem online, așadar un nou eveniment organizat în format hibrid. Acțiunea care vizează probleme de legislația muncii va avea loc pe data de 24 noiembrie. Încercăm să aducem în atenția oamenilor de afaceri cele mai ultimele noutăți în domeniile care se supun prezentării. Evenimentul va avea loc la sediul CCI Maramureș, situat pe Bulevardul Unirii numărul 16 din Baia Mare. Seminarul va fi susținut în format hibrid de Marcel Cânsa și Costel Borca, specialiști în legislația muncii.